partizării mele în domeniul juridic, am avut șansa și oportunitatea să parcurgem un drum plin de experiență și învățăminte cu urmarea domnului avocat Cezar Pivolaru, care ne-a arătat ce înseamnă cu adevărat acest domeniu. În această săptămână de practică am ajuns atât la tribunal cât și la curtea de apel, unde am avut șansa să participăm la câteva procese de tip penal, unde am reușit să extragem și să aprofundăm modul de exprimare a avocaților, judecata unui judecător, modul de exprimare a unui procuror și cuvintele rostite de martori cât și de inculpați. În același timp am purtat și dezbătut un dialog despre consumul de droguri în România. Am învățat legile care definesc această infracțiune și sancțiunea. La finalul săptămânii de practică am avut de întocmit un ordin de protecție care are să pună baza evaluării noastre finale și pe total a fost o experiență unică și vreau să mulțumesc proiectului PDEVO că mi-a dat această șansă de a putea participa și de a-mi dezvolta dorința și abilitatea în domeniul juridic.